Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă în care îmi doresc să vă mai aduc la cunoștință ultimele informații legate de activitatea primăriei, atât activitatea din săptămâna trecută cât și activitatea din această săptămână. Vreau să vă informez că s-a încheiat prima etapă de primire a dosarelor pentru prima tranșă de acordare a tichetelor sociale. În total s-au înscris 2330 de persoane, iar tichetele se vor acorda începând din această săptămână, practic de pe data de 17 aprilie va începe acordarea tichetelor sociale și până pe data de 25 aprilie. Bineînțeles, aceste tichete se pot ridica în termen de 30 de zile. Persoanele care nu reușesc în această perioadă să se încadreze ca și timp pentru ridicarea tichetelor, o pot face în termen de 30 de zile, începând cu data de 17 aprilie. La sfârșitul săptămânii am avut o întâlnire cu reprezentantul constructorului care realizează lucrările de reparație covor asfaltic pe raza municipiului Roman și în funcție de condițiile meteo am stabilit un program pentru continuarea acestor lucrări de reparație covor asfaltic. Într-o primă etapă vom începe cu lucrările pe strada Olteniei, Maramureș, Spiru Haret și Toma Stelian, în partea din dreapta Primăverii, cum venim dinspre sensul giratoriu de la Lusca. Sunt cele patru capete de stradă care nu au fost finalizate anul trecut. Vom finaliza de asemenea și restul din strada Gheorghe Doja. Acolo am avut la sfârșitul anului trecut o intervenție pentru un branșament de apă și am preferat să nu facem lucrările de reparație covor asfaltic, tocmai pentru a permite pământului să se stabilizeze și odată finalizate lucrările să nu mai avem probleme de natură a fundației solului. De asemenea, la fel, dacă timpul ne va permite până în sărbătorile pascale să efectuăm lucrări de turnare covor asfaltic și pe strada Cucutei, segmentul cuprins între strada Progresului și strada Bogdan Dragoș, strada Plefnei, Albinelor, Cerbului, Panait Moșoiu, urmând ca după sărbătorile pascale să ne organizăm pentru turnarea covorului asfaltic pe strada Anton Pan și pe strada Cea Roseti și Calistrat Hogaș. Am preferat să nu deranjăm prea mult în perioada sărbătorilor pascale, atunci când și traficul este mai intens, și aceste lucrări să le facem după sărbătorile pascale. De asemenea, cu echipele proprii din primărie, tot după sărbătorile pascale, intenționăm să asfaltăm și podcoava din piața centrală. Și dacă tot vorbim de sărbătorile pascale, vreau să vă informez că începând de astăzi demarăm montajul ornamentelor pascale, astfel încât în zona centrală, așa cum v-am obișnuit în ultimii ani, să avem această zonă de promenadă, o zonă în care copiii să aibă o locație în care să poată să vină și să facă poze în zona parcului din fața primăriei municipiului Roman. Și dacă tot vorbim de zona aceasta centrală, din zona fântânii arteziene, vreau să vă informez că începând din acest weekend, sau vedem și în funcție de evoluția stării vremii, dorim să amenajăm în jurul fântânii arteziene mai multe desene pe asfalt, jocuri pentru copii care să creeze un punct de atracție în această zonă a orașului și de asemenea în fața statuii să creionăm un municipiul roman în miniatură și copiii care vor să se joace, eu eventual care m-au și mașinuțe teleghidate, să poată face circuitul municipiului roman cu
marcând și diverse instituții de pe raza municipiului Roman. Este un proiect pe care l-am delegat doamnei viceprimar și sunt convins că va ieși ceva cu adevărat atractiv pentru copiii din Roman. Revenind la lucrările majore de investiții de pe raza municipiului Roman, doresc să vă informez că la sfârșitul săptămânii trecute s-a finalizat proiectul tehnic pentru reabilitarea mai multor trotuare de pe raza municipiului Roman. Am împărțit lucrările în trei loturi, astfel încât, începând din această săptămână, începem încărcarea în sistemul electronic de achiziții publice, în vederea validării și ulterior a licitației pentru acest obiectiv de investiții. Și de asemenea s-a finalizat și daliul la corpul B de la școala 1 și acesta urmează să fie încărcat în sistemul electronic de achiziții și ulterior realizată licitația. Suntem în procedură de licitație cu celelalte lucrări. Vineri am avut termenul final la proiectul de extindere a rețelelor de gaze naturale. Urmează evaluarea ofertelor și ulterior declararea câștigătorului licitației. Acolo au fost două loturi de lucrări. De asemenea, în ceea ce privește echipele proprii de asfaltatori, astăzi realizăm intervenții la bariera dinspre Iași, pe strada Matei Milo, strada Cucutei, la intersecția cu drumul județean care duce spre Lusca și pe artera Roman Est. Legat de această arteră Roman Est, vreau să vă informez că am convocat pentru miercuri la ora 10 proiectantul și executantul lucrărilor de pe această ocolitoare, pentru că am constatat că, deși noi cu echipele proprii realizăm lucrările de reabilitare, de reparație la această arteră, problemele persistă, în sensul în care lângă lucrarea pe care o facem noi, asfaltul continuă să se degradeze și împreună cu proiectantul va trebui să luăm o decizie în acest sens. Aceasta până la finalizarea litigiului din instanță, care este deja pornit și care așteaptă termen din partea instanței de judecată. De asemenea, și în ceea ce privește piața centrală, am finalizat curățenia în sectorul producătorilor și urmează ca, din momentul în care vremea ne va permite, să intrăm și în zona agenților economici. Așa cum ați observat, încă de săptămâna trecută am readus căsuțele în piața Roman Vod, acolo unde, începând de astăzi și până pe data de 27 aprilie, va fi deschis târgul de Paște. Astăzi, la ora 14, practic, comercianții se vor instala în cursul acestei dimineți și, începând cu ora 14, vor demara activitățile de vânzare a produselor pentru care au achiziționat acestea, au închiriat aceste căsuțe. Am adus 20 de căsuțe, costul închirierii este de 1400 de lei pentru fiecare căsuță și producătorii sunt din mai multe zone ale țării, inclusiv de la noi din județ. Vorbim de produse alimentare tradiționale, produse nealimentare, produse handmade, produse industriale și produse gospodărești, meșteșugărești și, bineînțeles, băuturi alcoolice și non-alcoolice. Tot legat de activitatea de la CSM, așa cum bine știți, și acest târg de Paște este organizat tot de către Clubul Sportiv Municipal. Tot legat de activitatea de la Clubul Sportiv, vreau să vă informez că, în urma preselecției la secția de șah, așa cum vă informasem, 40 de copii au fost prezenți, 30 de copii au fost selectați pentru secția de șah.
Au fost împărțiți în două grupe, grupă de 5-8 ani și o grupă de 9-12 ani. În urma parteneriatului pe care le avem cu o firmă privată de mai mulți ani, am stabilit deja care sunt obligațiile fiecarei dintre părți cu ocazia organizării zilelor municipiului Roman, ediția a 10-a. Noi, ca de fiecare dată, vom suporta cheltuielile legate de utilități, iar firma va suporta costurile cu artiștii. Sâmbătă 18 mai va cânta Zdob și Zdup, iar duminică pe 19 mai va concerta Liviu Teodorescu. Noi ne-am mai asumat ca o parte dintre artiști în completarea celor pe care îi aduce agentul privat să suportăm noi plata acestora. Deja am demarat discuții cu mai mulți impresari și dorim să acoperim o gamă cât mai variată de artiști. Artiști care au avut succes și înainte de anii 89, dar și în perioada actuală, astfel încât o gamă cât mai largă de gusturi să fie acoperită prin prezența artiștilor la Roman. Și în acest an, la fel ca în fiecare an, propunem aprobarea unei sume de 145.000 de lei pentru organizarea zilelor municipiului, dar sunt convins că, la fel ca de fiecare dată, vom avea și economii, pentru că dorim să fim foarte chipzuiți în ceea ce privește această activitate. Și de asemenea, așa cum ați observat, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu de joi se regăsește și proiectul de buget. Am creionat acest buget astfel încât să reducem la minim cheltuielile de funcționare ale primăriei municipiului Roman. Vreau să vă spun că inclusiv partea de vouchere de vacanță încă nu a fost bugetată, având în vedere constrângerile financiare pe care le avem. Noi așteptăm în continuare sume și de la Consiliul Județean și abia după aceea eventual să mai gândim și alte proiecte de investiții, dar și bugetarea acestor vouchere. Am fost nevoiți să prindem în lista de investiții cofinanțările la proiectele europene, fără de care exista riscul ca aceste proiecte europene să nu mai poată fi implementate. De asemenea, ne-am dorit foarte mult să continuăm și cu finanțarea ONG-urilor, dar și cu bugetarea participativă, sens în care am diminuat sumele pe care le-am propus. 100.000 vor fi alocate pentru finanțarea ONG-urilor și 100.000 pentru bugetarea participativă. Am dorit totuși să avem o continuitate în ceea ce privește activitatea ONG-urilor, dar în același timp și să dăm posibilitatea cetățenilor să se implice în proiecte la nivelul municipiului Roman și de aceea, chiar dacă sunt sumele mai mici față de ceea ce ne-am propus noi inițial, până la aflarea sumelor care ne-au fost alocate, am dorit totuși să le păstrăm. Vom modifica la această ședință, vom veni cu un proiect suplimentar prin care vom modifica termenul pentru depunerea proiectelor în ceea ce privește bugetarea participativă, 15 mai fiind termenul final pentru depunerea acestor proiecte, conform regulamentului aprobat prin hotărâre de Consiliu Local. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau la dispoziție pe mai departe pentru întrebări. Având în vedere situația bugetului, aveți un plan și alte măsuri în ceea ce privește angajații din primărie pe lângă această nealocare de buget pentru vouchere de vacanță? În momentul de față, nu. Noi oricum funcționăm cu o schemă de personal destul de redusă. Așa cum am anunțat și anul trecut și în acest an, ne păstrăm aceeași
notă de rezervă în ceea ce privește angajările în primăria municipiului Roman. Vom face doar acele angajări care vor fi strict necesare. Vom mai încerca relocarea personalului intern dintr-o direcție în alta pentru acoperirea deficitului de personal. În momentul de față există obligația legală a acordării acestor vouchere de vacanță. Noi așteptăm sume și de la Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului și pentru a putea acorda aceste sume. Această obligație legală este în măsura bugetului? Noi momentan nu le-am bugetat. Este o obligație care trebuie realizată pe parcursul acestui an. Deci, indiferent de bugetul pe care aveți, trebuie să acordați vouchere? Obligatoriu. Am înțeles. Așa este la momentul actual. Vom vedea dacă vor apărea modificări legislative, pentru că este un amendament trecut de Comisia de Administrație Publică din Camera Deputaților la ordonanța 114 și vom vedea în ce măsură aceste lucruri se vor realiza. Nu s-au majorat, au rămas la același nivel. Am primit lista cu proiectele de hotărâre pentru ședința de joi, dar în ceea ce privește proiectul de buget care se poate... Astăzi vor apărea, mai sunt ultimele discuții pe care le vom face și astăzi vom publica și lista. În principiu, bugetul este în dezbatere publică și proiectul de buget este pe site-ul primăriei. Vor apărea câteva modificări, dar pe parcursul zilei de azi veți primi și forma finală pe care o vom spune spre aprobare Consiliul Local. Pe lista cheltuielor pe care doriți să le aprobe Consiliul Local joi, se află și o sumă de 35.000 de lei pentru Ziua Internațională a Copilului. Doar că în expunerea de motive se vorbește și despre acele premieri pe care dumneavoastră le faceți în cadrul Galei Excelenței în Educație. Nu, cred că este o confuzie în sensul în care pe lângă cadourile pe care le facem la copii atunci când mergem în grădinițe, avem pe cei din clasele 1-4 pe care îi chemăm la primărie pentru a le acorda aceste cadouri. Nu are nicio relevanță. Sunt doar pentru... Exact. A expirat mandatul doamnei director de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Expiră, dacă nu mă înșel, undeva în jurul datei de 23-24 luna aceasta. Vom face o dispoziție prin care prelungim pentru 3 luni mandatul până la organizarea unui concurs. Am zis că a expirat pentru că pe data de 14 a dat dumneai toate... Da, a dat concursul, dar dispoziția de încadrare s-a făcut undeva 23-24. Deci face o voi face o prelungire pentru 3 luni doar, okay. Perioada în care se organizează în concurs. Și așteptați ca doamna manager să se înscrie? Oricine se poate înscrie la acest concurs. În sensul în care, dacă sunteți mulțumiți de colaborarea pe care ați avut-o cu dumneei, pentru că este vorba de o instituție subordonată primăriei. Știți cum e aici? Exact ca și unitățile de învățământ. Sunt subordonate doar administrativ. În ceea ce privește actul medical, nu ai nicio competență. În cadrul învățământului e același lucru. Din punct de vedere administrativ ai obligații, dar pe partea educațională nu poți să te implici în niciun fel. E clar că au fost și lucruri bune, au fost și realizări frumoase, au fost și anumite sincope. Noi ne dorim să menținem același rând de dotare cu aparatura Spitalului Municipal de Urgență Roman. E clar că pe partea medicală trebuie să se schimbe mult în mentalitatea cadrelor medicale și în abordarea față de pacienți, dar aceste lucruri nu se pot realiza peste noapte, este un proces de durată care trebuie să se întâmple totuși la un moment dat și abordarea față de pacient trebuie să fie mai apropiată, să spunem. În alte spitale din țară am văzut că sunt niște, să zicem, instalații, deși e un propriu termen, în așa fel încât pacienții, în mod anonim, dau un feedback imediat, apăsând pe niște butoane, inclusiv dacă dau sau nu șpagă și este Spitalul Județean de Urgență Socială, spre exemplu, care are astfel de obiecte pe holurile sale. Credeți că o astfel de abordare ar putea să grăbească schimbarea mentalității față de pacient? Pentru că pacientul se simte protejat, pentru că dă un feedback anonim? Da, în același timp nu e nici foarte relevant, dacă vreți să mă întrebați pe mine, am mai întâlnit și eu și la alte instituții,
mai ales în străinătate am întâlnit astfel de aparatură. Noi avem un sistem de feedback la Spitalul Municipal de Urgență Roman, în care pacienții, până la urmă, trebuie să-și exprime cu sinceritate punctul de vedere asupra serviciilor din Spitalul Municipal de Urgență pentru a putea interveni punctual. În ceea ce privește alte acuzații, e clar că sunt la dispoziția pacienților pârghii legale și instituții abilitate care să rezolve acest aspect. Trebuie doar să apeleze la aceste instituții. Dar ce sistem de feedback de la spital credeți că este cunoscut de pacienți? Bineînțeles, pentru că pacienții sunt sunați după fiecare perioadă de internare sau de apelare la serviciile din spital și li se cere un punct de vedere asupra condițiilor și modul în care au fost tratați. Și o ultimă întrebare. Știu că, în general, în comisiile de concurs care sunt la spital organizate, există și un reprezentant al primăriei municipiului. Pentru anumite posturi, da. Pentru anumite posturi. Vi s-a adus vreodată la cunoștință de către acești reprezentanți ai primăriei care fac parte din comisiile de concurs despre niște diferențe foarte mari între nota luată de un candidat la proba scrisă respectiv la proba orală? Spre exemplu, sunt situații în care un candidat care a luat 10, 9 sau 8 la proba scrisă a fost notat cu 2 sau cu 3 la proba orală, în condițiile în care vorbim de aceeași bibliografie și proba orală nu este o probă practică, este doar, constă doar în întrebări. Da. Și e puțin ciudat că nu am învățat atât de bine și a luat o notă mare la scrisă fie notat atât de puțin la orală. Nu am avut astfel de informații, nici nu am cunoștință ca la concursurile la care au fost membri din cadrul primăriei să se fi întâmplat acest lucru. Da, până la urmă, proba scrisă determină un gen de emoții, proba orală un alt gen de emoții și atunci poate fi și asta o cauză, dar, repet, nu am cunoștință de astfel de... Dar totuși diferențe foarte, foarte mari de lucru. Da, se poate întâmpla. Credeți că e poate întâmpla. Și în facultate se întâmplau la fel. Dădeai scris, dădeai oral, într-un fel te comportai la scris, într-un fel la oral. La oral sunt solicitați să facă și probe practice, să facă injecție. Probabil, nu, sunt alte, nu știu dacă, nu cunosc procedura, de asta zic că dacă discutăm de asistență, e o cu totul altă procedură, dar eu vă spun că în mod normal pot exista astfel de situații, da, există întotdeauna diferențe între un candidat care se comportă într-un fel la proba scrisă și într-un fel la proba orală. Pentru că există cel puțin o situație în care există un reprezentant al primăriei în comisia de concurs, da. S-a dat un concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor de curățenie pe perioada nedeterminată. Da, dar nu cred eu că în primărie. Nu în primărie, nu vorbesc de spital. Da, dar la spital... Reprezentantul primăriei, pentru că reprezentantul primăriei, practic, el este acolo din... Nu am cunoștință de așa ceva, chiar la îngrijitor. Și a fost notată cu 10 acea persoană la proba scrisă și cu 3 la proba orală. Ce se întâmplă? Nu. Deci, n-am, chiar nici nu știu. Nu mi se pare. Eu vă spun, am întâlnit situații și le iau încă de când eram student. Într-un fel te comporți și într-un fel ai emoții la scris și într-un fel ai la oral. Da. Spuneți-mi, vă rog, ce noutăți mai aveți despre cele două intenții ale dumneavoastră legate de folosirea liceului industrial numărul 1, care de la o etapă la alta, știm, are soarta tuturor clădirilor abandonate. Ce se mai intenționează, fac acolo, ce se... În momentul... Mai este în picioare, știți cum e. În momentul de față vreau să vă informez că în acest an vom intra cu lucrări de reparații curente la acest obiectiv. Reparații la streașină, la acoperiș și la trotuarele de jur împrejurul clădirii. De asemenea, tot acest gen de reparații, cu acest gen de reparații vom interveni și la casa spițerului, cea din curtea spitalului vechi. Cu ce scop? Scopul de a le conserva, pentru conservare. Păi, după cum bine știți dumneavoastră, noi am avut mai multe tentative prin care măcar o parte din acele clădiri să fie scoase de la Ministerul Învățământului, ni s-a dat aviz negativ de fiecare dată.
momentan sunt clădiri cu destinație de învățământ. Investiția la zilul de bătrâni este prinsă pe bugetarea anului? Anul acesta prindem doar studiul de fezabilitate și eventual, dacă ne permite timpul, să facem și licitația. Rămânând la domeniul acesta al construcțiilor, ce se mai întâmplă cu imobilul de patrimoniu, Casa Celebritate, care, așa din câte am calculat eu, cam depășit termenul dat de consiliul local? Casa Celibidache se află în acest moment pe lista de priorități de la Compania Națională de Investiții, urmând să intre în licitație publică pentru proiectare și execuție în acest an, cu o perioadă de 3 ani pentru finalizarea investiției. Ne-ați vorbit de acel proiect pentru copilaș aici, la Fântâna Arteziană. Știți ce mi-a stăpat mie și nu știu dacă... jocul acela de sune de la Fântână mai este funcțional, că a costat o căruță de bani. Când a costat? Vremea mandatului, doamnă Cărcușor, da. Mai funcționează. Funcționează, da. Dar nu prea l-am... Ba chiar funcționează. Da, 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 în timpul verii. Bun, nu se mai... Noi punem un fond sonor și... Da. Vorbiți-mi un pic de subvențiile la transport local. Urmează ca după înființarea acestui nou traseu să fie acestea readuse în discuția Consiliului Local sau se păstrează margele de finanțare și pentru categoriile? Vom păstra aceleași categorii, însă vom veni cu un proiect suplimentar de majorare a veniturilor pentru posibilitatea accesării de transport gratuit la 1200 de lei pe membru de familie. Păstrând aceleași... Aceleași condiții, aceleași criterii. Condiții. Ne de voucher de vacanță ne-am numit. Așa, la ce sincope v-ați referit atunci când ați vorbit de activitatea eu nu m-am referit neapărat de activitatea dumneavoastră, ci de activitatea spitalului în totalitatea sa. Adică, care, ce ați criticat dumneavoastră? În principiu v-am și spus, e vorba de acel comportament al medicilor și al cadrelor medicale care trebuie să schimbe în relația cu pacienții. Acesta mie mi se pare cel mai important și cel mai stringent. Dar aceste lucruri, repet, nu se pot face peste noapte. Pentru a schimba mentalități e nevoie de mai mult timp, de ani. Asta vis-a-vis și de ce s-a întâmplat la spitalul de țeapă secția ortopedie? Nu, eu nu am cunoștință de astfel de lucruri la Spitalul Municipal de Urgență Roman, dar un astfel de lucru care s-a întâmplat la județ trebuie să dea de gândit medicilor din întreaga țară, nu numai din Roman. Mulțumesc. Legat de ce spuneți, de rețeaua de gaz metan, am înțeles că nu o să mai aibă aceeași concert pe care v-ați propus, să mai studiază. Nu, e vorba de avizul dat de la E.ON și de zonele de case pe care noi le-am vizat. Noi am gândit o rețea mult mai lungă, fără a fi însă în zonă locuințe și ne fiind în zonă locuințe, ci doar o gândire de ansamblu, E.ON a dat aviz pe mai puțin. Deci nu din cauza bugetului? Nu, nu. Nu. E vorba de avizul dat de la E.ON. Domnul Elic? Legătura cu preferinții prin zonele la reparații? Da, aia vom interveni cu... Acolo s-au făcut mai multe lucrări pe parcursul anilor trecuți, inclusiv acel rezervor de apă pentru o firmă privată. Vom intra în această primăvară și pentru reabilitarea acelui segment. Avem mai multe zone cu care vom intra și pe aleile dintre blocuri. Noi spunem că oarecum prin programul acesta multianual am cam rezolvat mare parte din problemele de infrastructură rutieră de pe raza municipiului Roman. Sigur, mai sunt punctual câteva probleme, dar cu echipele proprii din primărie, tocmai de aceea ne-aș dorit achiziția unei cantități mai mari de asfalt în acest an,
pentru că vizăm ca prin echipele proprii ale primăriei să realizăm pe de o parte amenajarea unor parcări de reședință și pe de altă parte intervenții de reparație covor asfaltic pe, tocmai pe aceste alei dintre blocuri. Și avem vizate mai multe străzi sau mai multe alei, mai bine spus, între blocurile din municipiul Roman. Ați făcut referire la Roman Est și că la o întâlnire cu tehnicieni specialiști. Credeți că e posibil să luați în calcul închiderea străzii până la rezolvarea problemei pentru a nu se produce incidențe rutiere? Acest lucru trebuie să vină la pachet cu o soluție alternativă. În momentul de față, din păcate, nici strada Mihai Viteazu nu poate prelua acest trafic. Acolo, după cum bine știți, vom începe imediat după sărbătorile pascale lucrările de realizare a rețelei de ape, preluarea apelor pluviale și a unui segment de canalizare pe tronsonul cuprins între strada Chimiei și strada Ștefan cel Mare, mai bine spus, intersecția cu nouul centru comercial la sensul giratoriu, practic până acolo avem rețea de canalizare și abia ulterior, dacă vom primi finanțare de la Consiliul Județean, noi am solicitat finanțare și pentru realizarea trotuarilor pe strada Mihai Viteazu până la intersecția cu strada Tirului și abia ulterior Consiliul Județean să vină pe programul lor de reabilitare cu covor asfaltic, reparații covor asfaltic, să toarne un strat de asfalt până la bariera de la Lusca, moment din care putem gândi o astfel de activitate. Oricum, în momentul în care chiar și în urma procesului pe care îl avem constructorul se va dispune în urma expertizei un anumit gen de lucrări, e clar că acele lucrări trebuie să se facă cu ocolitoarea închisă, deci mai devreme sau mai târziu acest lucru oricum se va întâmpla. Sunteți legal în Mihai Viteazu și veți menține cât de cât circulația acolo pentru că asta e gândirea astăzi, dar trebuie să așteptăm discuția de miercuri cu proiectantul pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Ați vorbit de ornamentele pentru sărbătorile pascale. Sunt noutăți pentru acest an? Ați investit anumite sume pentru achiziționarea? Sunt nesemnificative. Ele tot aici, în zona centrală, așa cum am și anunțat la începutul conferinței de presă. Sigur, pe lângă câteva zone traficate, e vorba de sensul de girație de la Favorit și sensul de girație de la Doi Măgari, care vor avea câte un ornament pascal. Restul încercăm să concentrăm toate aceste ornamente în zona centrală a orașului. Am preferat decât să avem câte un ornament răspândit pe aici pe acolo, mai degrabă să avem o zonă în care să le aducem pe toate și cei care sunt amatori de astfel de amintiri să-și poată face fotografii cu ornamentele pe care le avem aici în zona centrală a municipiului Roman. Și vor fi aprinse? Le vom aprinde cât de curând. Acum depinde și de condițiile meteo. Se anunță o săptămână ploioasă începând de mâine. Vom încerca azi pe cât posibil să le montăm pe toate și dacă vremea ne va permite și condițiile meteo iarăși vor fi favorabile, sigur, încă de la sfârșitul acestei săptămâni vor fi pornite. Ați vorbit de un proiect pentru copii să se plimbe în fața statului. Cum l-ați gândit? Vor fi montate figurile? Nu, vor fi desenate. Toate vor fi desenate. Va fi desenată și rețeaua centrală de drumuri, să spunem, și cu câteva instituții publice, totul desenat pe scoarul de la statuie. După ce va pleca târgu? Bineînțeles, după ce va pleca târgu. S-a anunțat și Camera de Comerț în programul în târg și vor fi târguri după târguri și de asta... Da, dar astea sunt ocazionale, sezoniere, nu știu dacă mai mult de o lună pe an sunt târguri în zona centrală. Puse cap la cap restul. Am văzut pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local o manifestare importantă, zic eu, ceva, un congres al arhitecților sau o consfătuire, ceva de genul ăsta. Vreau să vă întreb,
dacă ne puteți da câteva detalii, de ce a fost ales municipiul Roman, pentru că nu avem nicio instituție de învățământ care să o pregătească arhitecți și nici nu ne distingem în domeniul arhitecturii așa mult ca să organizăm o acțiune atât de amplă. Mă gândesc la un centru universitar s-ar putea face sau... De ce Roman? Nu neapărat. Sunt astfel de manifestări au loc anual, au avut loc în mai multe orașe din zona Moldovei. În acest an este și municipiul Roman pe lista de interes. Aici trebuie să gândim la nivelul dezvoltării și a provocărilor care urmează în ceea ce privește dezvoltarea nu numai a Romanului, ci trebuie gândit la nivelul întregei zone Roman metropolitan. De aceea va fi o invitație lansată tuturor primăriilor din județul Neamț pentru a participa la acest eveniment. Cred eu că e nevoie de viziune pentru dezvoltarea viitoare a comunităților și faptul că Ordinul Arhitecților și-a dorit să realizeze acest eveniment la Roman e un câștig pentru municipiul Roman. Municipiul Roman este văzut ca un pol de dezvoltare economică în următorii ani și de aceea și provocările din punct de vedere arhitectural sunt pe măsură. Și da. Se va discuta și dezvoltarea zonei din punct de vedere urban. Bineînțeles, vom avea și invitații de la București care vor vorbi despre noile proiecții de gândire, despre noile tendințe în domeniul arhitecturii și, bineînțeles, și în ceea ce privește comunitățile locale. La giratoriu nord s-au terminat lucrările? Nu s-au finalizat lucrările, suntem... Păi anul acesta, practic, finalizăm acele lucrări prin realizarea marcajului, însă, așa cum bine știți, urmează acolo să se realizeze și de către un agent economic anumite lucrări la acele benzi de accelerare-decelerare și încercăm să sincronizăm marcajul rutier pe care îl vom face noi cu marcajul pe care îl vor face ei și așteptăm finalizarea proiectului lor. Și, bineînțeles, panourile informative adiacente sensului de girație. Practic, lucrările care mai sunt minime. Și până faceți procesul verbal de recepție și... Da. Trebuie amplasat o statuie acolo, dacă nu mai înșel, nu mai... Mai durează puțin. După finalizarea lucrărilor, după, nu e o prioritate în momentul de față. Nu, mi-am adus aminte că trebuia amplasată și am zis că poate intră și în... Mulțumesc. Eu mai am câteva întrebări. Asociația 41 Favorit mi-a sezizat acum Mircea că acolo reculează canalizarea și că s-au deplasat echipele, probabil, la pasier. Nu știu absolut nimic, e o problemă a companiei județene a Paser, pe care trebuie să o remedieze. Relația contractuală este între compania județeană a Paser și asociațiile de proprietari. Tocmai de aceea am chemat, și dacă vă aduceți aminte, am chemat conducerea companiei județene a Paser la Roman pentru a stabili modul în care doresc să colaboreze și să comunice mai bine între ei. Ce mai știți de șarpante, de problema șarpantelor, căci intrarea în legalitate cam trebuia făcută de acum? Da. Fiecare își asumă modul în care a realizat construcția. Bun, da. Răspunderea este a lor. Da, serviciul de urbanism nu intră pentru... Și să facem ce? Să amendăm oamenii că și-au făcut acoperiș? Bun, unele am început să se dărâme, e o adevărată problemă asta pentru oraș. E o problemă, în primul rând, pentru cei care au construit fără autorizație de construire și răspunderea este asociației de proprietari. Pe ordinea de zi a Parlamentului a intrat pe linie dreaptă proiect de lege privind sponsorizarea în sensul modificării quantumului acesta de sponsorizare de la 20% la 30%.
și inclusiv aceste sponsorizate trebuie să facă de către întreprinderile mici mijlocii. Asta ar fi un avantaj pentru Roman, ar putea atrage, pentru că mai ales pe domeniul sportiv ar trebui aceste sponsorizări să meargă. Da, să așteptăm prima dată proiectul în forma finală. Din punctul meu de vedere, în continuare nu există o legislație favorabilă sponsorizărilor, în condițiile în care foarte mulți agenți economici sau profiturile companiilor în genere sunt în scădere în ultimii ani. Și dacă un agent economic nu are un avantaj economic din realizarea unei sponsorizări, e clar că acesta nu va fi motivat să sprijine absolut nicio acțiune. Fie ea un club sportiv sau chiar și primărie, chiar și alte instituții. Păi, o să vedem în ce măsură îi va motiva, dar încă o dată vă spun, odată ce profiturile companiilor sunt din ce în ce mai mici, e greu. Adică degeaba mărim cota de reducere, de deducere a impozitului, dacă profiturile sunt în scădere. Nu va acoperi financiar pierderea, profitul. Eu mă gândeam aici că ar putea ajuta autoritățile publice locale să sprijine mai mult. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, cereți și un punct de vedere al oamenilor de afaceri. Că, practic, până la urmă, ei au răspunsurile la aceste întrebări. Vă mulțumesc, o săptămână bună!